Scrisoare către Imperiul Sionist de Marisianuș: De ce mi-a spus în buletin un cod numeric personal? N-am nume, ani, părinți, suspini și m-am născut într-un borcan? Vă rog să ștergeți imediat din toate bazele de date acest număr neacceptat, ca atentat la demnitate. M-am născut liber pe pământ, nu-i între noi niciun contract. De ce să-mi puneți chip, implant și în buletin un cod de drac? Și cei cu aceste vaccinări, scornite în mințile bolnave a celor care au fabricat și molimele lor jilave, dar cu aceste coduri QR și cu 5G, cu sateliți, de ce nu spuneți verde în față ce închisoare pregătiți? De ce le puneți câte una ca piesele de domino pe ascuns să nu înțeleagă nimeni ce se citește în Indigo? Îi pregătiți lui Antichrist curte mondială de netrebnici? Aveți nevoie de roboți și ne-ați găsit pe noi mai ieftini? Și o să ne faceți un robot care să ceară închinarea și să vestească peste tot că Antichristul e salvarea? Vreți o biserică de stand care să cânte resetarea? Avem nevoie de implant cu chip ca să ne ia mirarea? De ce mi-a spus în buletin un cod numeric personal? N-am nume, ani, părinți, suspin și m-am născut într-un borcan? Vă rog să ștergeți imediat din toate bazele de date acest număr neacceptat ca atentat la demnitate.